Ieri am primit o veste foarte frumoasă și anume că în timp ce predicam o serie de evangelizare în localitatea Oradea, în comunitatea unde am fost păstor, o doamnă din Râmnicu Sărat, în timp ce rugam pe oameni să vină să se plece pe genunchi și să primească pe Domnul, această doamnă s-a plecat și ea pe genunchi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, în sabatul 3 din luna octombrie, voi fi la Râmnicu Sărat, unde voi participa la bucuria încredințării vieții în mâna Domnului acestei doamne. Se pot face multe lucruri prin internet. Satana ne-a depășit cu posibilitățile lui, miliarde de site-uri rele, așa că prin stufărișul ăsta de rele, vrem și noi să mai avem câte un canal sau câte un site în care să prezentăm Evanghelia Domnului. Dacă aveți internet, dacă aveți telefon și veți dori să distribuiți această emisiune la nivel HD, adică o calitate bună, vă invit să căutați canalul de YouTube al meu și să distribuiți, pentru că este transmisă în direct această emisiune acolo. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Mesajul de astăzi, așa după cum ați văzut, poartă titlul Drahma pierdută. Îmi place mult cuvântul ăsta cum sună, drahma. Sună mai bine decât leul pierdut în limba română sau euro sau chiar bitcoin. Drahma înseamnă o monedă specială și o să vedem despre ce este vorba citind împreună textul din Luca la capitolul 15, de la versetul 8 până la versetul 10, care pare că este aproape identic cu cel de aseară, însă cu mici modificări. Sau care femeie, dacă are 10 drahme de argint sau lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Versetul 10 zice: tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Mesajul are trei momente. În primul rând vom vorbi despre prezentarea feminină a lui Dumnezeu. Vedeți, când Dumnezeu a creat pe om, zice că a creat după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Noi uneori suntem obișnuiți să ne gândim la Dumnezeu ca la un bărbat doar. Femeia n-are ce căuta în această ecuație, ba mai mult, unii dintre noi avem așa un fel de adversitate împotriva femeii, gândindu-ne că femeia să tacă, femeia să stea la locul ei, femeia, muierea și așa ceva. Stilul acesta, însă, dacă stăm puțin să ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos, El o numește pe Maria, femeia aceea păcătoasă, cu un apelativ în limba greacă cu care El o numește și pe mama Lui. Gyune este acel apelativ care înseamnă aleasă doamnă. Domnul Hristos ridică statutul femeii, deși femeile erau considerate, mă rog, știți cum se rugau evrei? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt păgân, câine sau femeie. Cam asta era una dintre rugăciunile Lui, acelui pios care avea filacterii și fruntari între ochi și haine lungi. Era așa ceva, un fel de animal de pe lângă casa omului care face copii. Însă Domnul Hristos a corectat această viziune și fără a fi eu însumi un adept al mișcării feministe, spun și consider că multă vreme femeia a fost abuzată în numele Evangheliei, ceea ce nu a fost corect. De aceea Domnul Iisus Hristos se înconjoară de femei, El se simte bine în compania femeilor pentru că avea o inimă curată, nu se gândea la ce se gândesc unii astăzi, care au făcut legende din aceste relații pașnice și frumoase ale Domnului Iisus,
cu Maria Magdalena, cu Maria mama lui Iose, cu mama fiilor lui Zebedei, care erau în jurul lui. Ba mai mult decât atât, în ciuda tuturor bărbaților care predică de la amvoane, Domnul Hristos transmite solia învierii sale, cui credeți în primul rând? Unei femei, Maria, și ea este delegată și zice Domnul Hristos, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Bineînțeles că unii n-ar fi primit acest mesaj, dar Domnul Hristos face lucrul acesta. Ba mai mult decât atât, nu vreau să vă dezamăgesc, dar faptul că creștinismul se află în Europa se datorează în primul rând, știți cui? Unei femei care l-a primit în casa ei pe Apostolul Pavel. Ea se numea Lidia, vânzătoare de purpură. Și aceasta este prima creștină din Europa. Așa că nu vreau să privim pe Dumnezeu ca fiind departe de genul feminin și astăzi Domnul, în această pildă, se prezintă pe sine ca o femeie. Și ascultați, vă rog, câteva lucruri interesante. Ia să vedem dacă apăs cu hotărâre. Iată, o femeie, da? O femeie care pierde o monedă de argint, o monedă interesantă. Și în Sfânta Scriptură mai există astfel de tablouri în care Dumnezeu este asemuit cu o femeie și unul dintre cele mai celebre este din Isaia 49:15, unde spune cuvântul lui Dumnezeu, poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează? Dar chiar dacă să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că eu sunt mai mult decât o femeie care alăptează un copil. Și nu vreau să vă spun ce dificil a fost soției mele să nu-l mai alăpteze pe ăsta mic. Și până când a înțeles de ce a fost așa de dificil, că i-a spus cineva, zice, e cea mai pură dragoste care te-a iubit vreodată. Și atunci, gata, s-a liniștit, că na. Asta e, noi o iubim cu toții, dar cea mai pură dragoste nu ai decât de la un bebeluș care este cu tine acolo. Și chiar dacă ai uita bebelușul în calitate de mamă, zice Domnul, eu nu te voi uita cu nici un chip. Și mai mult decât atât, încă o frază foarte interesantă pe care o spune Sfânta Scriptură, hai să dai tu imaginile că văd că nu mă... sau poate să apăs de fiecare dată foarte ferm. Mersi. Luca 13:34, Domnul Hristos cu lacrimi în ochi se uită la cetate și spune așa, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum? Cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Am citit o istorie în care a avut loc un incendiu și dintr-o dată, dintr-un ghemotoc de scrum, patru puișori au ieșit plini de viață pentru ca toată lumea să se mire și să întrebe cum au scăpat ăștia. De fapt, găina i-a adăpostit sub aripile ei, ea a rămas să fie carbonizată, iar puișorii au dispărut, au apărut la viață. Acesta este Dumnezeu, acesta este gestul suprem, păcatul nostru l-a lovit pe el pentru ca noi să căpătăm înfierea, pentru ca noi să fim salvați. În urmă cu două săptămâni am avut la emisiune un domn actor care are o experiență de viață absolut extraordinară, a pornit cu o dramă în viață. Pe data de 4 martie 1977 s-a întâmplat în acea vineri seara un cutremur de pământ devastator în București. El avea 2 luni și bunica lui l-a protejat. Mama lui a murit lângă bunica lui și bunica lui a murit, iar duminică, peste 2 zile, a fost descoperit ca fiind unul dintre puținii supraviețuitori din București. Este domnul actor Nae Alexandru. Incredibilă această poveste, această ipostază. Domnul însă se aseamănă de multe ori cu o femeie.
Foarte interesant imaginea aceasta lui Dumnezeu. Mi s-a părut mie și am vrut să vă spun și dumneavoastră. Care femeie? Care femeie, zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă are 10 drahme de argint? Și al doilea moment este privilegiul moștenirii neștirbite, pentru că această drahmă de argint era în contextul în care avea, uitați-vă, cam așa ceva am căutat o imagine, avea un fel de salbă primită din generație în generație, era un fel de moștenire care simboliza și prosperitatea, dar și onoarea acestei familii. Care femeie care are un colier de felul acesta de 10 drahme, pierde o drahmă, nu face tot ce este cu putință ca să găsească această drahmă și să o pună la locul ei? Mi se pare extraordinar că Dumnezeu ne-a dat moștenirea sa neștirbită, viața veșnică, și mai mult decât atât, mi-am pus întrebarea, oare cu ce poate fi asemănată această moștenire de 10 drahme? Moștenire de 10, ca Dumnezeu să-și dorească să fie neștirbită, să nu cadă nici una la pământ. Și deși știu sigur că nu se referă la ceea ce am să spun eu, folosesc ca o ilustrație. Și cred că sunteți de acord cu mine că Dumnezeu ne-a dat și nouă o moștenire pentru ca lucrurile să meargă bine, pentru ca viața noastră să fie fericită. Pentru că nu e așa, spune prorocul Isaia, zice, noi avem o mântuire așa de mare, și zice la un moment dat, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Dar să citim textul acesta din 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 la 5. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 la 5. Foarte frumoasă moștenirea pe care ne-a dat-o Domnul, și zice cuvântul Domnului că este nestricăcioasă. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Și voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Deci am primit și noi o moștenire. Însă astăzi vreau să vorbesc puțin și despre o moștenire de 10 și care se găsește în Sfânta Scriptură, și această moștenire de 10 este aceasta din poze. Am primit și noi o moștenire de 10 porunci. Este un privilegiu rar. Vreau să vă spun că am privilegiul și posibilitatea să discut cu cei mai mari oameni ai dreptului din România. Mă bucur de lucrul acesta și îi întreb pe majoritatea ce părere aveți despre decalogul. Zice porunci la care oamenii cu minte din această țară spun, dacă n-ar fi fost decalogul, n-am fi știut încotro să ne ducem, n-am fi știut să formăm constituțiile țărilor, n-am fi știut ce înseamnă iubirea față de aproapele. Și oamenii aceștia recunosc din punct de vedere tehnic și științific faptul că decalogul, legea celor 10 porunci, este o moștenire extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă oamenilor pentru ca să fim fericiți în viață. Legea celor 10 porunci nu este ceva care ne îngrădește libertatea, ci ceva care ne conservă libertatea și ne dă bucuria împlinirii în acest drum. Ah, dacă aș fi știut eu toată viața ce spune Isaia, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. N-aș fi fost obligat să trec prin multe văi ale sufletului meu prin care am trecut. Și am trecut tocmai pentru că n-am ținut cont de această moștenire, nu pentru că aș fi ascultat de această moștenire. Și dacă pierdem pe una dintre aceste porunci, vă invit să le recitim încă o dată astăzi, să vedeți cum sună. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să n-ai alți dumnezei afară de mine. Porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai prejur decât pământul, să nu te închini înaintea lor. Aceasta este problema. Porunca a treia,
Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Porunca patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. În ziua 7-a s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Porunca 5-a, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca 6-a, să nu ucizi. Porunca 7-a, să nu prea curvești. Porunca 8-a, să nu furi. Porunca 9-a, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Porunca 10-a, să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta aproapelui tău, nici boul, nici măgarul, nici un alt lucru care este la aproapelui tău. Iată o moștenire pe care Domnul ne-o dă. Am știrbit cumva această moștenire? A căzut cumva în viața noastră vreuna din aceste porunci la pământ? Și nu mai vrem să o ridicăm, nu mai vrem să o căutăm? Iată ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Iacov, la capitolul 2, prima dată se citim versetul 3 din Iuda. Zice, fraților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și în fiecare sâmbătă la ora 2, la proiectul Restart, vă invit să ascultați din Cartea Faptele Apostolilor această credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Și care este credința aceasta? Credința aceasta vorbește despre o situație pe care noi nu prea o anticipăm și această situație se găsește în Epistola Apostolului Iacov, capitolul 2, versetul 10 la 12. Vreau să vă citesc ceva foarte interesant, de aceea și noi astăzi trebuie să rămânem cu această credință și moștenire neștirbită. Și Iacov zice că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Aici este problema. Nu contează care cade la pământ. La fel cum gospodina aceea nu se gândește, a căzut al treilea sau al patrulea, nu contează. Acum, dacă nu e primul sau ultimul, e ok. Nu e ok. Pentru că atunci când una cade la pământ, toată acea salbă este decompletată. Și idealul este ca să păstrăm o moștenire nestricăcioasă. Să păstrăm această cunună cu toate cele 10 drahme pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție. Al treilea moment este, doamnelor și domnilor, perseverența căutării încununată de succes. Observați cam aceleași momente, cam aceleași momente. Dumnezeu este plin de dragoste pentru a ne căuta. Și această perseverență în capitolul acesta, în pilda aceasta, presupune un pic mai multe evenimente. Și haideți să vedem ce presupune. Dați vă rog următoarea imagine ca să nu mai chinui. Zice așa, care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde pe unul din el, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Primul lucru pe care îl face femeia aceasta, aprinde o lumină. Aprinde o lumină. Cum putem găsi ceea ce am pierdut? Cum putem să ne întoarcem în caseta de onoare a Regelui Universului dacă suntem pierduți? Aprinde o lumină. Și ascultați, vă rog, ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu aceasta. Psalmul 119, 105 spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
Îmi spun unii oameni, domnule, nu mai simt așa cum simțeam altă dată, nu mai am așa trage de inimă să vin la biserică, nu mai mă interesează așa de tare Dumnezeu. Păi dacă ești pierdut în felul acesta, fă primul lucru pe care trebuie să-l faci, și anume, aprinde o lumină. Ia această carte, care este lumina cuvântului Dumnezeu, cuvântul tău, care este o candelă pentru picioarele mele. Citește, soarbe, zice poetul Vasile Militaru, atât de frumos. Treci cărbunele prin aur măcinat și nu poți spune că de aur strălucire n-a rămas și pe cărbune. Ții în mână carte sfântă, soarbe în sufletul tezaur, căci sorbind lumina cărții, treci cărbunele prin aur. Cărbunele este acesta, sufletul nostru. Sorbind lumina cărții, ne găsim drumul către Dumnezeu înapoi. Aprinde o lumină în viața ta. Și Domnul vrea să aprindă o lumină astăzi în viața ta. Când citim în această carte și să înțelegi că inițiativa este a Lui. Eu te-am adus aici să fii în lumină, în lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Apoi, un al doilea lucru foarte important. După ce aprinzi o lumină, mătură casa. Mătură casa. Tu nu poți pretinde că ai dragoste față de Dumnezeu și ai organizare dacă în casa ta este, așa cum era la un moment dat în casa unui prieten de-al meu, cumpărase un apartament în zona Grivița, nu, în zona Gara de Nord, și porumbeii intraseră în apartamentul acela și făcuseră ceea ce vă puteți imagina și a stat vreo 3 luni de zile ca să curețe totul, că erau și gunoaie pe care le adusese vechiul proprietar pe acolo. Și nu te întreba de ce n-ai plăcere să studiezi, de ce n-ai... Mătură casa. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește această măturare? 1 Corinteni, capitolul 5, cu 7, zice: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Mătură! E ceva din aluatul cel vechi, din păcat care bântuie în viața ta, nu te mai întreba oare de ce Dumnezeu nu răspunde, oare de ce Dumnezeu nu mă găsește, oare de ce nu sunt eu din nou pus în caseta de onoare a regelui. Mătură din viața ta tot ce este greșit. Vine toamna acum și știm ce bine este că atunci când se mătură frunzele veștede, să ai din nou o curte curată, să ai din nou lucrurile organizate, mătură tot ce nu e după placul Domnului, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. E posibil. Nu pot, frate, nu pot, simt că tremur. Nu poți pentru că n-ai pus pe Hristos cu adevărat la muncă. Spune, Doamne Iisuse, eu nu pot, dar Tu poți totul. Și spune împreună cu Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că dacă tu faci lucrul acesta, Dumnezeu te va elibera. Mătură! Mătură tot ce e după placul Domnului. Și nu în ultimul rând, al treilea lucru foarte important, caută până găsește. Caută cu deamănuntul. Priviți, vă rog, la următoarea imagine. Această femeie care caută și în sfârșit, la un moment dat, parcă într-un colț acolo rânjește moneda pe care a pierdut-o. Am auzit despre o carte a lui Teodor Vișe în limba franceză, Răul obiectelor. Zice că nasturile se rupe înainte să pleci la gară, chiar înainte să pleci. Sau cheia rânjește de sub dulap că nu mai găsești. Și am trăit și noi experiența asta cu cheile de la mașină, până când am cumpărat un coș și am zis, aici se pun cheile de la mașină, că toată lumea întreba unde sunt cheile și parcă ele erau de vină. Nu, obiectele nu sunt de vină în general. Dar să știți că în pilda aceasta doar obiectele sunt de vină. Dumnezeu nu este de vină niciodată pentru pierderea noastră. Doar noi suntem, că ne rostogolim, ne ducem și ajungem undeva într-un colț unde sperăm că ne găsește stăpânul. Vestea este foarte bună, stăpânul ne găsește. Și în această dimineață stăpânul ne-a găsit și vrea să ne pună din nou în caseta de onoare a sa. Căutarea aceasta după noi
este extraordinară. Dar și noi ar trebui să ne ridicăm ochii, chiar dacă suntem reci și chiar dacă nu mai știm drumul spre casă, și să ne ducem aminte de textul acela din Isaia, capitolul 55, care spune: căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. Ce minunat este să avem un Dumnezeu care ne caută și ne găsește. În desișul acestei lumi, te-a găsit pe tine, m-a găsit pe mine. Uite, te iau în palma mea. Te pun la loc de cinste, în salba de onoare a Universului. Vreau să fii acolo. Ești prețios. Deși unii ți-au zis că ești din tinichea. Nu, eu spun sigur, ești din argint. Ești un om prețios. Ești un om extraordinar. Asta este ce vrea Dumnezeu să ne spună. Iar bucuria este deplină, de asemenea. După ce l-a găsit, o pune cu bucurie pe umeri, nu, o cheamă pe prietenele și vecinile ei și le zice: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem, drahma pe care am pierdut-o. Poate că în dimineața aceasta Dumnezeu îți vorbește și spune: uite, vreau să găsești în viața ta dacă ai pierdut ceva și să aduci înapoi de unde ai pierdut. Dar mai presus de toate să știi că El te caută și te găsește. Și să spun ceva, imaginea viitoare vorbește despre un joc al copilăriei noastre. Copiii, ia uitați-vă la imaginea asta, știți despre ce e vorba? Ce se joacă copiii aceștia? Știe cineva? Ce se joacă? Cum se zice aici la voi? Pititea. Ia zi, cum se joacă? Mai zi. De ascunsele, de avați ascunsele. Și știți, întotdeauna când copiii mai mulți pe stradă se joacă de avați ascunsele, sunt unii copii mai buni și unii copii mai răi. Și o fetiță care săraca nu prea era ea agreată de toată lumea, pentru că nu se îmbrăca așa de frumos cum se îmbrăcau alte fete și pentru că ea era mai sărăcuță, spre bucuria ei a fost primită și ea în ceata copiilor să se joace cu ea. Și la un moment dat copiii răi s-au vorbit unii cu alții și au zis așa: cine e la ochi, îi caută pe toți ceilalți, dar pe asta nu o caută, pe asta nu mai caută, o lăsăm acolo, să stea în ascunzătoare, dacă se poate, până seara, să nu mai caută. Și copiii s-au jucat, și-au izolat, au văzut unde s-a ascuns ea, i-au făcut semn ce lucrurile era la ochi, aia e acolo, dar nu mai căuta, hai să mergem mai departe, să ne jucăm noi fără ea. Și sta ca fetița, a stat și la un moment dat și-a dat seama că nu mai caută nimeni, a ieșit și-a dat seama că copiii plecaseră în altă parte și plângând s-a dus la mama ei și a zis: mamă, pe mine nimeni nu m-a căutat. Nu știu dacă ai avut vreodată impresia că pe tine nimeni nu te-a căutat. Și poate nu te caută nimeni nici la telefon și decât atunci când are nevoie de tine sau când trebuie să împrumuți niște bani. Ești bun atunci să fii prietenul altora, dar alții nu sunt prietenii tăi. Dacă ai avut impresia că nimeni nu te-a căutat, să știi că este cineva care te-a căutat. Dacă nu mai știi drumul spre casă și nici măcar nu știi că ești pierdut, în această dimineață, Dumnezeu te caută și cu grija unei gospodine care dă la o parte praful, încetul cu încetul, te găsește, te ia în palma sa și te pune înapoi în salba aceea minunată a Regelui Universului. Pentru că știi ceva? Îți spun o taină. Nimeni nu e ca tine în Univers. Nimeni. Dacă te-ai fi născut cu o zi, nu, dacă părinții tăi ar fi procreat cu o zi înainte, n-ai fi fost tu, ar fi fost fratele tău. Părul pe care l-ai tu, ochii pe care ai tu, inima pe care o ai tu, genele pe care le ai tu, sunt unice în Univers. Chiar și doi gemeni, avem la serviciu doi gemeni, dimineața, au matinal. Ei cred că nimeni nu-i cunoaște, eu am început să-i cunosc. Și știu cine e Beni, știu cine e Iosif, sunt diferiți. Nimeni nu e ca tine în Univers. Dumnezeu vrea să te ia în palma Lui și să-ți spună că ești prețios. Ești prețios și pentru tine a dat la o parte orice piedică,
și vrea să fii cu El în părtășie deplină. Bucuria pe care o are El atunci când te găsește este imensă. Întreg cerul se bucură. Și dacă nu te-a căutat nimeni, să știi că El te-a căutat și te-a găsit. Te invit să te bucuri astăzi și să crezi lucrurile pe care ți le spun că sunt din partea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Pe mine să ne ridicăm într-o rugăciune. Doamne, mulțumim din suflet pentru că atunci când oamenii ne-au respins și nu ne-au căutat, Tu ai fost acela care ne-a căutat și ne-a iubit. Atunci când nimeni n-a dat doi bani pe noi și s-a așternut rugina peste viața noastră și nimeni nu ne-a dat un telefon, Tu ai fost acela care ne-ai vorbit prin Duhul Sfânt în inima noastră și ne-ai spus că suntem prețioși. Îți mulțumim, Doamne, și pentru mesajul de astăzi pe care Tu ai îngăduit să-l avem aici și Te rugăm cu Duhul Tău cel Sfânt, înalță fiecare suflet zdrobit în dimineața aceasta. Înalță fiecare inimă obidită și obosită. Te rugăm, Doamne, ia-ne în palmele Tale, Tu ne-ai săpat pe palmele Tale, ia-ne în brațele Tale și păstrează-ne lângă Tine, pentru că știm că ne iubești. Ajută-ne să Te iubim și noi și să facem tot ce depinde de noi pentru a ne lăsa găsiți de Tine. În numele Domnului Hristos Te lăudăm și Îți mulțumim. Amin. Puterea ce oprește furtuna și valul și norii și vântul grozav. Credința e puterea ce scoală și acum pe acela ce crede oricât de bolnav. Poate ai în casa ta ca bolnav pe cineva. Tu să crezi ce crede oricât de bolnav. Poate ai și tu un rob, o fică sau un fiu orb, ori acasă, ori la spital, ori e orb spiritual. Crede tu și pentru el, ca și suta și căi pe moarte dus, îl va vindeca Iisus. Credința-i puterea ce oprește furtuna și valul și norii și vântul grozav. Credința-i puterea ce scoală și acum pe acela ce crede oricât de bolnav. Ca sutașul neîncetat, tu să te vezi vinovat, starea să ți-o recunoști, la Iisus să vii cum ești, spune-i Lui tot ce dorești, de păcat primi credincios dacă vei.
oprește furtuna și valul și norii și vântul grozav. Credința e puterea ce scoală și acum pe acela ce crede oricât de bolnav. Spune-i lui necazul tău, Fiului lui Dumnezeu, să-i aduci povara ta. El te va elibera, Iisus te va vindeca, rana ta o va lega, căci Iisus în veci va fi ieri și azi și în veșnicii. Credința-i puterea ce oprește furtuna și valul și norii și vântul grozav. Credința-i puterea ce scoală și acum pe acela ce crede oricât de bolnav. Prin credință ești iertat, ești iertat de-al tău păcat, ești iertat și mântuit, și în cer vei fi primit. Prin credință de trăiești, raiul tu îl moștenești, paradisul plin de flori, cerul cel fără de nori. Credința-i puterea ce oprește furtuna și valul și norii și vântul grozav. Credința-i puterea ce scoală și acum pe acela ce crede oricât de bolnav. Credința-i puterea ce oprește furtuna și valul și norii și vântul grozav. Credința-i puterea ce scoală și acum pe acela ce crede oricât de bolnav.